Ctitoriile locutorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Un principe mai smerit și mai cernic decât domnul Moldovei nu se poate afi. Paul Oribele, diplomat catolic, anul 1474. Ștefan cel Mare a păstrat credința și speranța într-o cruciadă a sa ortodoxă. Pentru creștinătate, a luptat cu arma în mână și s-a oferit să lupte cu ai săi până în ceasul de urmă. Când încheierea plăcii s-a plătit de neînăturat, sublinia faptul că era vorba de o misiune încredințată de cel de sus, către care îndreptau acum rugăciunile nu numai clopotele bisericilor semănate pe tot cu prezul țării, ci și picturile lor care apăreau și pe pereții exteriori, ca într-o mare, emoționantă învățătură. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare au fost reconstruite și consolidate nouă cetăți, Cetatea Albă, Cetatea Chilia, Cetatea Soroca, Cetatea Orhei, Cetatea Tighina, Cetatea Neamțului, Cetatea Nouă Roma, Cetatea Sucevei și Cetatea Hotin. În cea de-a doua parte a domniei, Ștefan cel Mare s-a ocupat în chip deosebit de ctitorirea de biserici și mănăstiri. Istoria vorbește de un număr de 40 de lăcașuri sfinte și pe lângă construcția în sine, toate aceste biserici au fost înzestrate cu cuotoare și cărțile necesare slujbelor. Ne-au rămas până astăzi manuscrise de o rară frumusețe, tetraevanghele, minerie, viețile sfinților, cădelnițe, fericături de evanghelie, broderii cu fir de aur și argint. Toate acestea vorbesc despre o epocă ștefaniană. Această epocă, deopotrivă culturală și spirituală, a constituit perioada de maximă înflorire a țării Moldovei și a rămas o moștenire neepuizată până astăzi. Ștefan cel Mare a pus să se scrie cea din tâi carte de istorie a țării sale. Cronica epocii e opera via lui Ștefan. Această cronică, din al cărei trunchi se vor desprinde mai multe variante locale și traduceri în limbi străine, este una dintre ctitoriile nepieritoare ale lui Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a fost un creator de memorie istorică. A restaurat mormintele tuturor înaintașilor săi. După aceea a zidit o mănăstire, Putna, a cărei biserică trebuia să fie necropola propriei sale familii. Pe toate bisericile a pus la vedere pisanuri, care sunt adevărate pagini de cronică, toate cu numele său, uneori și cu steama țării. Sufle.